Sistemele video, în primul rând, sunt instalate în scop de siguranță și control a ordinii. Totuși, uneori captează și cazuri ieșite din comun. În videoul de astăzi, vei vedea videouri funny și captivante, care au fost capturate cu ajutorul camerelor video. Așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți un ceai cu lămâie, stoarce butonașul de like și să începem! Stăpâna acestui câine nici nu trebuie să depună efort ca să facă activități cu el. Dacă încăperea e plină de apă, nu mai aștepta, fugi de acolo! E funny să privești cum cineva cade pe gheață, însă cu siguranță nu ai dori să fii în locul lor. Părinții copiilor mici deseori se trezesc nu din dorința proprie, fără să înțeleagă ce se întâmplă și de ce îi doare ceva. Ea a ajuns într-o situație jenantă pentru că a uitat că la locul de muncă totul se filmează. Bătrânețea nu înseamnă că nu mai ești în căutare de aventuri. Poate într-adins dorești să urmezi dorințele și să nu-ți mai fie frică de ce zic alții. Doar văzând înregistrările video, proprietarul mașinii a înțeles ce s-a întâmplat. Fata învață parcurs. Dacă ai în curtea din spate un grill, nu te mira când va veni puma să-l utilizeze. Șoferul camionului era gata să riște cu mașina lui, dar nu credea că totul va fi atât de grav. Și-a bucurat pisoiul, dar cu ce preț? Să vedem ce vor face medicii acum! Pentru o asemenea actorie, nu primești niciun bonus. Atenție! Se caută bărbatul care fură de peste tot obiecte de care nimeni nu are nevoie. Cineva a spus că sunt eficiente pentru copii. Noi credem că nu. Câinele atât de mult dorea să iasă afară încât tu nu mai ai avut răbdare. Se întâmplă istorii în care e greu să crezi, dacă nu le vezi. Un fermier s-a pomenit cu un tigru pe teritoriu. Bine că a avut curaj. Din copilărie ea știe, dacă vrei să faci ceva interzis, ai grijă ca nimeni să nu afle. Thank you.
Nu, nu îi pare rău, dar asta e munca cuiva. Nu vezi în fiecare zi un cerb. Desigur, asta a generat haos. Nu degeaba se consideră că în perioada de iarnă, depresia e mai acută. Îi felicităm cu a doua zi de naștere. Oare nimeni din ei nu a observat șarpele? Câinele a înțeles ce a făcut și acum se gândește cum să fie pedepsit. El era atât de fericit că vine stăpânul acasă, încât nu-și putea stăpâni emoțiile. El credea că nimeni nu va observa că de mult nu a fost în duș, însă a făcut și mai rău. Toți fac greșeli la job, dar cel mai important e să le învățăm și să nu le repetăm. Dacă nu vrei să superi copiii și să nu te mai gândești cum să remediezi situația, lasă jucăriile lor în pace. Dacă azi a avut o zi proastă, asta e ultima picătură. Scooterul nu mai dorea să rabde această monotonie, de asta i-a făcut să se miște. Nu e clar cum nu a văzut o piatră atât de mare. Desigur că asta a costat mult.
Pot să admir ideea lor, însă de ce nu au luat în considerare camerele video și pedeapsa de mai apoi? Când reacția e încetinită, nu trebuie să te gândești cum să rezolvi problema. A avut noroc de soție. Poate că era soarta și el se îndrăgostea, dar berea e pe primul loc. Această veveriță prinde și cele mai mici posibilități din viață. Astăzi el poate cu siguranță să meargă la casino. Poate norocul îi va surâde și acolo. Acum echipa adversă are un avantaj semnificativ. Viața e plină de surprize. Oricum, ea a știut cum să reacționeze. Și tu crezi că la această fermă se comportă urât cu animalele și vor avea dreptate dacă omul va suferi de la traumatisme. Mai bine să nu pui băutura jos, de altfel îți creezi singur probleme. Cei care locuiesc la case pe pământ cunosc. Iarna mereu e mult de lucru. Iar tu, ai un ritual care aduce noroc? Se creează impresia că sunt pentru el aceste gratii. Iată de ce copiilor li se spune să se uite sub picioare. Chiar și așa pisici mari au nevoie de atenție. Surpriza a luat o altă întorsătură. Minim datorită acestui camion, nimeni nu va avea de suferit în perioada următoare. Cine a spus că curierii nu pot fi deștepți și inventivi?
La această parcare există propriile legi ale fizicii pe care noi nu le putem explica. Luând în considerare că vacile nu reacționează la strigăte și le este indiferent, pot repeta de multe ori acest truc. Pe de o parte, acoperișul ne salvează de zăpadă. Pe de alta, îți poate face rău. Poate că trebuia de mult aruncată această cutie, însă căderea nu a fost atât de dureroasă. Să nu spui că femeile sunt de vină și bărbații deseori fac așa greșeli. Lucrătorii serviciului de livrare riscă cu viața lor și merită să fie răsplătiți pe deplin. Camerele video ajută autoritățile să prindă criminalii, dar și să afle cum totul s-a întâmplat. Chiar și așa, un câine mic te poate speria. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă la Lime!